salut pe toți și vă spun la mulți ani. Vreau să vă felicit cu ziua copilului, să vă fie copii sănătoși, să vă bucurați de ei, să vă bucurați de tot ce vă aduc ei în viață, pentru că copiii noștri ne aduc foarte multe lucruri frumoase, foarte multe lecții, cum spuneam data trecută, ei nu sunt învățătorii noștri, ei sunt profesorii noștri, ei ne învață atât de multe lucruri. Și eu vă doresc să învățați multe de la ei și mai ales ceea ce ne învață copiii noștri este această trezirea a copilului nostru interior. Mulțumesc! Este această trezire a copilului nostru interior. Copiii noștri trezesc copilul din noi. Și asta este absolut fantastic, pentru că acest copil interior de multe ori este adormit, de alte ori este rănit, de alte ori este neglijat, alte ori este uitat, ignorat, dar el întotdeauna este. El nu dispare nicăieri. Acest copil interior se trezește de multe ori atunci când noi avem copiii noștri. Și copiii noștri ne ajută să-l trezim. Copiii noștri ne dau acel impuls de a reveni la acea stare pură, la acele emoții curate din copilărie. Și asta este foarte frumos, pentru că un om înțelept, de fapt, este un om care ajunge iarăși înapoi la acea stare de contemplare, de puritate pe care o au copiii mici. Și asta este foarte, foarte și foarte frumos. Așa că vă felicit încă o dată și pe cei care ați intrat acum și mă salutați. Și vă salut și eu pe toți cu drag. Vă felicit cu această zi minunată, ziua copilului. Și să ne bucurăm împreună de această zi și să învățăm ceva astăzi, ceva nou, poate ceva foarte util pentru fiecare din noi. O să mă strădui să răspund iarăși la întrebările voastre, maxim posibil, cât o să-mi permit timpul, așa că puneți întrebări, eu o să răspund și la cele puse din căsuță și de data trecută și de data aceasta și o să încep cu un set de întrebări la care am răspuns data trecută, dar totuși mulțumesc pentru felicitarea, Leona. Vă mulțumesc, Daniela. Dar oricum știți cum vine o întrebare sau a doua, a treia și a patra sau a cincea este practic aceeași întrebare legată de cum să ne stăpânim emoțiile, cum să facem în așa fel încât să nu reacționăm, cum să nu ne descărcăm pe copii atunci când ne-am încărcat emoțional de la o ceartă cu soțul sau am venit obosiți și supărați de la serviciu. Deci sunt foarte multe întrebări legate de de această dorință de a-ți controla emoțiile și de această capacitate de a nu reacționa într-un mod agresiv, de a nu fi agresiv cu copilul, pentru că pe urmă ai sentiment de vină, îți reproșezi multe lucruri, acțiuni, cuvinte pe care le spui și te simți și mai prost. Adică, cumva, una atrage alta și se face așa un cerc vicios. Haideți încă o dată, pe scurt, da? Pentru că
uitați-vă, eu nu lucrez cu copiii ca și psiholog, dar foarte des, vă salut pe toți care ați intrat acum, dar foarte des mă întreabă părinții, mă roagă să le recomand un psiholog de copii. Și atunci întreb de obicei ce vârstă are copilul și care este problema. Și de multe ori părinții spun, păi are 5 ani sau 6 ani și care este problema? Problema este că copilul meu nu își poate controla emoțiile. Înțelegeți? De fapt, ceea ce nu putem să facem noi ca adulți, ca părinți, vrem și cerem de la un copil de 5-6 ani să facă el. Eu îmi place foarte mult psihologia copilului și o studiez și întotdeauna urmăresc noutățile, dar, cum v-am spus, eu nu lucrez cu copiii pentru că eu consider că întotdeauna trebuie să lucrez cu părintele. Sunt foarte rare cazuri. Sunt niște accentuări de personalitate a copiilor și atunci este nevoie de lucru cu psihologul. Sunt multe cazuri când este nevoie de lucru cu psihologul, dar de foarte multe ori de psiholog are nevoie părintele și nu copilul. Pentru că chiar dacă copilul o să meargă la psiholog, el îl va ajuta în măsura în care poate, el se va întoarce înapoi în același mediu, la aceiași părinți nervoși, iritați, agresiv verbal și această terapie va fi pur și simplu fără sens. Acum, despre emoțiile noastre, da, și capacitatea noastră de a le controla. Trebuie să delimitați, da? Să vă poziționați pe voi ca și maturi. Eu sunt un matur cu emoțiile mele, da, și cu problemele mele emoționale și copilul este separat. Trebuie întotdeauna să fiți conștienți de faptul că voi reacționați, că nu copilul este cel care vă provoacă aceste emoții negative. Da, el poate fi un trigger, dar emoțiile astea s-au acumulat nu din cauza copilului. Aceste emoții s-au acumulat undeva din experiența voastră personală, din copilăria voastră. Cineva abuzat verbal în copilărie și acum voi faceți acest abuz emoțional asupra copilului, da? Proiectați asupra copilului. Toate emoțiile pe care le-ați acumulat le proiectați asupra copilului. Deci toate întrebările legate de cum să fac, adică de ce reacționez așa, întotdeauna întrebați-vă de unde vine. Și primul lucru este propria experiență, de aici vine. Al doilea lucru, de unde vin aceste reacții, este o lipsă de cultură emoțională la noi, da? De inteligență emoțională. Cel mai important ce așteaptă un om, și noi când eram copii, și copiii noștri, așteaptă să le validezi emoțiile. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când copilul vine la tine și spune cu lacrimi pe ochi și spune că Ionel mi-a stricat mașinuța, cum reacționăm noi de obicei? Noi spunem, lasă, nu-i nimic grav, da? O să-ți cumpere mama altă mașinuță. Sau, vai, Ionel este un copil rău. Sau încercăm mereu să emitem o judecată. Atunci când copilul vine și spune că Ionel i-a stricat mașinuța, în sufletul lui este o mare de emoții. Da? El se simte frustrat, el se poate simți supărat, el se poate simți agresat.
Adică el trăiește foarte multe emoții interioare, iar noi nu le luăm în considerație. La fel cum părinții noștri nu le-au luat în considerație pe ale noastre. Da? Și acum noi facem același lucru. Uitați-vă, în maratoanele mele majoritatea sunt femei. Da? Și la cursul Renașterea Femeii, la fel, sunt doar femei. Și știți care este cea mai mare necesitate a femeilor? A bărbaților este la fel, mai ales când sunt copii, doar că ei nu îi exprimă în acest fel. Toți vor să le fie acceptate emoțiile. Atunci când și le manifestă sau atunci când nu și le manifestă, dar ar vrea să se expună emoțional, să vorbească despre emoțiile lor. Toți așteaptă ca celălalt să-i audă și să le valideze, să spună, da, ești trist acum, înțeleg. Mașinuța stricată este o problemă și eu sunt lângă tine. Hai să stăm, hai să ne liniștim, hai să încercăm să reparăm mașinuța. Cum te simți? Da? Noi nu învățăm copiii noștri să-și identifice emoțiile, pentru că noi nu știm să le identificăm. De obicei, dacă întrebăm pe cineva cum te simți, ce răspuns primi? Bine, rău. Dacă întreb cum bine, ce înseamnă bine? Omul trebuie să stea, să se gândească, da? Să-și încordeze un pic minte. Cum mă simt eu, de fapt? Poate mă simt bine încântat, poate mă simt bine satisfăcut, poate mă simt bine entuziasmat. Cum este acest bine? Ori, când spui că te simți rău, cum este acest rău? Descurajat, trist, anxios, supărat, da? Depresiv. Cum este acest rău? Iată, atunci când o să învățăm ceva despre emoțiile noastre și o să știm să le identificăm, atunci o să știm să ne învățăm copiii să-și identifice emoțiile. Și în loc să întrebăm copilul ce notă ai primit la școală, da? Și ți-ai făcut tema pentru acasă sau nu ți-ai făcut-o, și tot felul de lucruri banale pe care îl întrebăm mereu, este important să îl întrebăm cum se simte. Și să auzim asta. Salut, bună seara! Bună seara, Irina, Elena. Vă salut pe toți cei care ați intrat acum. Deci, validarea emoțiilor este foarte importantă. În primul rând, reamintesc, experiența personală și experiența noastră în familia noastră, când am fost noi copii, asta trebuie lămurit și vindecat. Al doilea lucru este legat de emoțiile noastre, cum știm să le identificăm sau nu știm și ne urmărim copiii și învățăm pe ei să-și identifice emoțiile. Da? Când un copil începe să plângă, nu începe să țip la el, dar îl întrebi cum se simte. Da? Asta este ceea ce așteaptă el de la un părinte, să fie alături de el, nu să fie agresiv cu el. Al treilea lucru sunt așteptările noastre. De ce ne enervăm? De ce ne supărăm? Pentru că avem așteptări exagerate, avem cerințe exagerate. Noi nu percepem un copil de 7 ani care nu vrea să-și facă temele pentru acasă ca un copil mic, ca pe cineva care nu are voință suficientă, capacitate, înțelegere de a face, de a merge la școală și apoi de a-și îndeplini temele pentru acasă. Cum ziceam data trecută, sunt 8 ore de muncă pentru un copil. Este exagerat. Asta trebuie să înțelegem. Sunt așteptări și de multe ori comparăm cu alți copii. Da? Spune, cum adică al meu nu poate? Cum adică al meu nu știe? Cum toată clasa poate și tu nu poți? Dacă stăm și vorbim cu ceilalți părinți, vedem că și ceilalți părinți se ciocnesc de aceleași probleme. Da? Și
Sunt filmulețe în internet cum plâng copiii de 7-8 ani atunci când nu reușesc să facă o temă pentru acasă. Și astăzi, în lucru cu o clientă de-a mea, îi spuneam că ea a venit cu aceeași problemă și o întrebam, imaginează-ți că tu ești într-o perioadă de trecere, iată, vârsta aceasta de 7 ani este o perioadă de trecere pentru un copil, când el se simte confuz, când el trebuie să se adapteze la școală, când el încă nu știe să-și facă bine prieteni. El este într-o confuzie totală și într-o perioadă de adaptare foarte complicată pentru el. Imaginează-ți că tu, un adult, ești în așa o situație, în așa o perioadă din viața ta, trebuie să mergi la serviciu și să faci ceva ce nu-ți place. Și chiar am întrebat-o, ție ce nu-ți place să faci? El zice, nu-mi place să fac curat. Dar problema era că copilul făcea câte 9 ore pe zi de școală. Da? Școală și temele pentru acasă. Și îi ziceam, imaginează-ți că tu ești într-așa o perioadă a vieții tale, plus trebuie 9 ore pe zi să faci curat. Și după aceea încă cineva să vină și să spună, hai mai strânge și hainele după tine, sau cum spunem noi copiilor, hai strânge jucăriile după tine. Fă asta, fă asta. Noi avem uneori senzația că un copil trebuie să facă ceea ce considerăm noi că trebuie să facă, așa cum vrem noi, să fie curat, să fie aranjat, să-și strângă jucăriile, să facă temele pentru acasă. Este mult, mult prea mult. Al patrulea factor care ne face să... și aceste așteptări ne fac să fim iritați pentru că ele nu sunt satisfăcute. Noi nu primim feedback-ul pe care îl așteptăm. Și al patrulea lucru este oboseala. Da? Este oboseala cronică. De multe ori părinți cu un copil, cu doi copii mici, sunt foarte obosiți. Și atunci, oricât de bun părinte ai fi și oricât de bune ar fi intențiile tale, dacă nu ai dormit 2-3 nopți, ai avut un conflict în familie și s-a mai întâmplat ceva poate extern, te dă peste cap și starea de oboseală se răsfrânge asupra relațiilor tale cu copilul și în acest caz trebuie să ne gândim mereu ce este prioritate. Prioritate, dacă prioritate este relația cu copilul și nu vrem să devenim aceste persoane nervoase și iritate și agresive, atunci trebuie să atragem mai multă atenție la timpul nostru, cum îl petrecem și cum reușim să ne odihnim și să oferim după aceea energia noastră copilului. Mulțumesc și eu aș vrea să vadă mai mulți părinți, dar eu cred că mulți se vor uita la live și după. Și iată câteva, era o întrebare, care sunt cele mai bune tehnici de calmare atunci când copiii ne supără și sau fac o boacănă? În primul rând este această conștientizare, observare, da? Încep să mă enervez. Trebuie să simțiți acel moment, să-l prindeți ca pe o minge de tenis. Gata, simțiți că aici începe să urce enervarea, supărarea. Și ați prins momentul, da? Momentul în care v-ați surprins în această stare, ieșiți imediat din cameră. Nu rămâneți în spațiu unde puteți amplifica un conflict. Da? Dacă copilul plânge, ieșiți în altă cameră. Dacă vreți să vorbiți ceva cu el, lăsați-l să se liniștească. Orice, copilul este supărat, strigă, are o cerință, deci nu se poate discuta cu el. Cine este responsabil de rezolvarea conflictului? Acel care este mai conștient
Și cine este mai conștient dintre voi doi? Bineînțeles că părintele este cel mai conștient. Nu, copilul nu poate să prindă această mingiuliță. El nu poate să prindă această stare. Da? El e luat de val. Dar părintele poate. Și atunci prindeți acest moment, această stare, ieșiți din cameră, dacă nu puteți altfel să vă liniștiți, respirați, stați 5 minute, numai puțin. Stați și respirați, pur și simplu în liniște. Da? Lăsați să... am dat o tehnică recent. Imaginați-vă că sunteți transparent. Da? Și această energie a copilului trece prin voi. Lăsați-o să treacă, vizualizați asta. Și respirați. Respirați calm și în timpul când respirați, gândiți-vă ce este prioritate pentru voi. Iată această întrebare, dacă o să vă puneți, dacă o să trăiți mereu cu această întrebare, nu veți avea acele conflicte cu copiii, nu veți trăi acele emoții. Da? Pentru că ce este prioritate? Este prioritate ca copilul să-și strângă jucăriile acum, când vreți voi. Este prioritate ca copilul să-și facă temele acum, când vrem noi. Ori este prioritate ca relația mea cu copilul. Atunci când pe lista voastră de priorități, pe locul întâi va fi relația cu copilul, atunci veți rămâne mereu în căutarea soluțiilor și căutarea tehnicilor de a rămâne în contact pozitiv cu copilul vostru. Cum înlocuim expresia "mă supăr pe tine"? Păi, imaginați-vă că acum, că toate expresiile pe care le folosiți în raport cu copiii, le veți primi înapoi. Da? În scurt timp, el va spune același lucru. Mă supăr pe tine. Da? Nu mă supăr pe tine, dar sunt cu tine. Transmiteți asta. Dacă nu puteți să spuneți, transmiteți această stare de eu sunt prezent aici pentru tine. Nu mă supăr pe tine, dar hai să lămurim. Hai să vedem. Hai să discutăm dacă se poate discuta cu copilul. Da. Cel mai bine e să nu folosiți expresia, dar să-i arătați, da, prin atitudine că a făcut ceva ce v-a supărat. Și atunci copilul simte, pentru el este mult mai important să simtă că și-a jignit părintele, da? Că i-a provocat durere. Și atunci spui, eu nu mă supăr pe tine, dar eu mă simt. Cum mă simt eu? Iată, când mă supăr pe tine, ăsta e you message, da? Mesaj pentru... Te judec pe tine. Dar când spui, eu mă simt și nu supărată, pentru că nu supărată, dar mă simt tristă, da? Pentru că comportamentul tău m-a făcut să mă întristez. Nu tu, nu copilul, nu personalitatea lui, nu e o problemă personalitatea lui, poate să fie problemă comportamentului. Iată, în acest moment, cum s-a comportat, a constituit o problemă și asta m-a întristat. Consecința, da? Nu personalitatea în sine. Și atunci copilul corectează comportamentul și este învățat să-și corecteze comportamentul. Nu se simte el defect. Nu se simte copilul că e ceva în neregulă cu el, cu personalitatea lui. Așa. Cu ceva timp în urmă ați spus că nu trebuie să-i spunem că copilul ne-a supărat, pentru că noi reprezentăm totul pentru el. Cum îi comunicăm atunci? Am răspuns la această întrebare, da? Sunt foarte multe întrebări despre comunicarea cu adolescenții. Cu
da, cu adolescenții, cum să fac față la împotrivirile adolescenților, da? Care ar fi poziția psihologică corectă a părinților în perioada adolescenței cu copiii? Cum dirijăm emoțiile părinții care se confruntă cu valuri de emoții parvenite de la adolescenți? Cu drag, Daniela. Perioada adolescenței este o perioadă foarte delicată. Iarăși, cred că două etape cele mai delicate în viața copiilor sunt 7 ani, da? Vârsta de 7 ani și vârsta adolescenței. Se poate asemăna cu turbulențele atunci când zburăm în avion, știți, și avionul are turbulențe. Iată, de multe ori le spun părinților care mă întreabă cum să se comporte cu adolescenții, le recomand să facă același lucru pe care îl fac în avion când sunt turbulențe. Să aștepte să treacă, să se încarce de răbdare, să spună rugăciune și să aștepte să treacă această perioadă. Asta foarte pe scurt. Dar imaginați-vă încă așa un tablou, un pod din ăsta, știți, care stă deasupra prăpastii și are balustradele din funie și când treci pe el, podul acesta se clatină. Iată așa sunt adolescenții, ca și cum ar trece, așa este perioada din viața lor. Ei trec pe un pod din ăsta instabil, se țin de niște balustrade de funie și mereu alunecă. Ei deja nu sunt copii și ei încă nu sunt maturi. Ei nu sunt nici acolo, nici pe un mal, nici pe celălalt. Ei sunt între aceste vârste, din una au ieșit, în alta nu au intrat și brusc se trezesc cu foarte multe întrebări, cu foarte multe emoții, cu un schimb hormonal destul de intens. Se trezesc părinții că copilașul mic și drag și ascultător și atât de inocent, care făcea tot ce îi spunea mama, brusc spune numai nu, se împotrivește și nu mai vrea să execute tot ce îi se spune. Îți apare această frustrare, această neînțelegere, cum adică, de ce se întâmplă asta? Era un copil extraordinar de bun, cum așa? Acum este influențat de alți copii. Acum îl interesează doar gașca, nu mă interesează familia, nu mă interesez eu. Da? Toate aceste gânduri și probleme sunt ale noastre, ale părinților. Copiii sunt într-o etapă absolut normală de căutare, de sine, da? de adaptare la alte standarde, da? La alte tipare din societate, pentru că el a ieșit din cuibul familiei și vede alte familii, alți copii. El vrea să corespundă, el vrea să fie parte dintr-un grup. Și toate aceste căutări îl tulbură foarte tare. Iar noi de multe ori nu conștientizăm acest lucru și încercăm să punem în niște tipare, iarăși pe care ni le imaginăm noi că ar fi corecte, că ar fi adevărate. Nu este așa. Trebuie să ne găsim multă răbdare interioară, să înțelegem că este perioada în care se rupe relația aceasta foarte apropiată dintre părinte și copil. Copilul începe să se maturizeze și să-și capete propria individualitate, să-și caute propriul lui drum și noi trebuie să fim alături de el. Da? Copiii nu mai au nevoie de părinți atât de mult cum aveau nevoie înainte. Și noi trebuie să acceptăm acest lucru.
ei au nevoie de prezența noastră. Da? Foarte bine a descris un adolescent relația lui cu mama, a spus că într-un film am auzit asta, zicea că eu nu mai am nevoie de mama așa ca înainte, dar am nevoie să fie prezentă. Prezența ei îmi dă încredere și îmi dă putere, îmi dă cumva o stabilitate. Da? Iată, prezența părinților pe celălalt mal, da? Pe celălalt capăt, la celălalt capăt al punții al acestui pod, îi încurajează și le dă putere. Nu acele morale, nu acele discuții interminabile despre cum ar trebui să fii și cine ar trebui să devii. Cu asta nu vă apropiați, dimpotrivă, este perioada în care puteți să vă distanțați și să vă stricați totalmente relația cu copilul vostru, cu adolescentul. Apropo de emoții, ei au emoții, cum vă spuneam, și fonul hormonal contribuie, dar nu vă lăsați păcăliți, pentru că adolescenții experimentează foarte mult și experimentează foarte mult cu emoțiile. De exemplu, ei nu simt realmente ură, dar vor să experimenteze cum este să duci această emoție până la maxim și îi spun urăsc profesorii, urăsc școală, nu urăsc prietenul, da? Sau atunci când le place de cineva, unei fetițe de un băiat sau invers, ei vor să vadă cum este să duci această emoție de îndrăgostire la maxim, e ca și cum ar vrea să dea volumul radioului la maxim și să vadă cum este, cum te simți cu muzica dată la volum maxim. Așa vor ei și ei vor să vadă cum se simt cu emoțiile ajunse la extremă. Și noi, părinții, trebuie să simțim acest lucru, să-l înțelegem foarte bine, să-i lăsăm să le trăiască așa, fiind supravegheați, da? Nu intervenind, dar supraveghindu-i. Intervenim numai atunci când sunt momente deja grave, când sunt complicații, atunci este bine părintele să intervină, bineînțeles. Dar atunci când el este prezent, atunci când el are încredere în copilul său, când el știe că se va descurca, chiar dacă acum se manifestă agresiv, chiar dacă acum se manifestă foarte la extreme, dar dacă credem în el și undeva intuiția părintelui nu o duce, niciodată nu o minte. Eu îmi amintesc de fiul meu când era adolescent, făcea tot felul chestii care le fac toți adolescenții, dar undeva în interiorul meu eu întotdeauna am știut care este esența lui, da? Care este, cum este el cu adevărat. Pentru că mamele știu, ele își cunosc copiii. Și atunci știi că asta va trece, va experimenta totul și apoi nu va fi nevoie să revină la aceste comportamente din adolescență la vârsta de 30 sau 40 de ani. Pentru că acelor adolescenți cărora părinții le-au interzis să iasă cu prietenii, le-au interzis să meargă la petreceri, să facă tot felul de chestii care le fac adolescenții, uneori mai bune, uneori mai rele, dar oricum ei trebuie să încerce. Și atunci ei rămân cu această frustrare pe care nu au, nu și-au satisfăcut această necesitate în adolescență și se întorc la vârste înaintate, la vârste în care trebuie să facă cu totul alte lucruri. Ei revin
în această etapă pentru a le trăi din nou. Unde am greșit eu, că copilul meu nu-și mai poate face prieteni? Așa o întrebare. Să știți că este important să vă întrebați copilul dacă el are nevoie de prieteni. Poate părintele are nevoie de prieteni. Poate asta e problema mamei și nu a copilului. Poate copilul este mai introvert, cum ziceam data trecută, și nu este în perioada în care vrea să aibă acești prieteni. Atunci este bine să ne întrebăm a cui necesitate este asta. Cred că am două întrebări. Presupun că sunt de la o adolescentă și dacă mă urmăresc cumva fete adolescente, o să le fie poate interesant să asculte răspunsurile. Mi-ar plăcea dacă e posibil să abordați comparația cu ceilalți, în special între prietene. Și complexul de inferioritate. Știți, acum foarte multe fetițe urmăresc rețelele de socializare și văd acolo poze cu tot felul de alte fetițe, de multe ori mai mari decât ele, și încearcă să arate la fel și își doresc să arate la fel și mereu se compară. Adolescența, în general, nu este vârsta în care arăți cel mai bine, pentru că corpul poate crește disproporțional, mâinile pot fi un pic mai lungi, picioarele mai scurte sau invers, adică ești în formare și atunci îți apare acest complex de fetele pot fi mai grăsuțe sau prea slăbuțe. În orice caz, sunt mari meșterițe la a-și găsi defecte, chiar și acolo unde ele nu sunt cu siguranță, ele oricum găsesc ceva ce nu le place. Și aceste complexe le dezvoltă pe urmă o mare neîncredere în sine. Iată, dacă mă ascultă mamele fetiților sau fetele, încercați să abordați altfel această problemă sau această întrebare. Cum i-am spus unei fetițe adolescente, că atunci când deschizi rețeaua de socializare, vezi poze și ele sunt practic toate la fel. Toate fetele frumoase arată într-un anumit fel. Zici că e un copy-paste. Și atunci am zis, încearcă să te gândești astfel. Dacă te duci într-un magazin unde toate lucrurile sunt standard, da? Sunt făcute de aceeași fabrică. Încercați să vă duceți copiii la Unic sau la Zorile, într-un butic unde toate hainele sunt la fel, doar mărimile diferă. Da? Și în discuție cu adolescenta respectivă, îi ziceam, ți-ar place să-ți alegi ceva de acolo? Și a spus, nu mi-ar place. De ce? Pentru că e monoton, nu este interesant, toate sunt la fel. Păi, este exact același lucru pe rețelele socializare. Când te uiți la aceste fetițe, ai senzația că sunt toate la fel, iar tu poți să te percepi, fii parte din acest grup monoton și neinteresant, fie să te percepi ca o excepție, ca ceva special, ca ceva de valoare,
Pentru că dacă intri într-un butic de designer, de autor, vezi niște lucruri foarte speciale, foarte diferite, da? Și ți este interesant și plăcut și ochiului, și minții, și gustul, da, ți-l evoluezi, pentru că e ceva diferit. Ai văzut ceva de creație. Iată, la fel, fetele, este bine să abordeze această poziție și să se gândească că ele devin creatoare, ele sunt designere pentru ele însele, da? Poate nasul meu este special, nu este ca toate nasurile, da? Haina pe care o pun astăzi pe mine, am combinat-o cu pantalonii pe care, la această combinație poate că nu s-ar fi gândit nimeni și este special. Da? E clar că în adolescență vrem să corespundem grupurilor și să fim ca toți. Și totuși atunci când părintele reușește să explice asta copilului, el vrea să fie special, el vrea să fie designer, el vrea să fie creator și să creeze pe sine și să se pună în valoare pe sine. Iată, așa aș vedea eu rezolvarea acestui complex de inferioritate și depășirea nevoie de a te compara cu cineva. Noi toți suntem diferiți, noi toți suntem speciali și este vorba doar despre încrederea noastră în sine. Noi nu putem să fim așa și niciodată nu vom fi ca o fată de pe poză. Haideți să mai văd întrebări. O întrebare interesantă era: trebuie să fie părintele prieten cu copilul său sau doar părinte? Un părinte trebuie să fie în primul rând părinte. El natural este poziționat așa, da? Este mai mare, este mai conștient, el știe mai multe lucruri, el își manifestă grija într-un anumit fel, grija de părinte, dragoste de părinte. Deci părintele este părinte în primul rând. Acum, dacă un părinte reușește să fie în același timp și prieten, este bine, dar prieten este pe locul 2. Întotdeauna pe locul 1 este părintele, pentru că, revenind la perioada adolescenței, copiii își vor găsi prietenii lor și asta este normal și firesc să fie. Iar noi, maturii, trebuie să avem prietenii noștri și copiii trebuie să știe că noi avem prietenii, părinții au prietenii lor, de vârsta lor, cu interesele lor. Da, a fi prieten cu copilul în ideea de a-l susține și de a-i fi alături. Așa, da. Dar ceea ce așteaptă un copil de la părinte este grija părintească, acele recomandări care poate să-i le dea un părinte, acel exemplu pe care poate să-i le dea un părinte. Și nu această, eu nu sunt total de acord cu această poziție de a fi doar prieten, da? Ca și cum, hai să fim prieteni, să ne spunem toate lucrurile. Mama de multe ori nu trebuie să spună anumite lucruri fiicei sale, dar fiica nu trebuie să audă niște lucruri. Pentru că, nu pentru că mama nu trebuie să fie sinceră, dimpotrivă, vă ziceam, este foarte important să fii sincer, dar sunt lucruri pe care un copil nu le poate duce, pur și simplu. Este mai mult decât capacitatea copilului să ducă o informație, de exemplu, pe care mama i-o spune unei fete că tatăl are amantă. Da? Asta este mai mult decât poate duce un copil. Da? Și după aceea încă copilul este pus în poziția în care să aibă grijă de mama, da? Pentru că ea începe să simte responsabilitate pentru starea mamei care suferă, înțelegeți? Și asta devine foarte periculos. Rolurile se pot schimba. Fiica poate deveni mamă,
iar mama se poate complace în rolul de fiică. Și nu este bine. Deci, în primul rând, părinte, pentru maturi, la fel, este foarte bun sfat și așa de bine redat prin exemplu. Mă bucur, Olesia, că a fost potrivit exemplu. În medie, cât timp ar trebui să petreacă părinții cu copiii lor pe zi? Doi băieții de 2 și 6 ani, mulțumesc. Niciodată nu este vorba despre cât, întotdeauna este vorba despre cum, despre calitatea timpului pe care îl petreceți. O să vă dau un exemplu al unei femei care a crescut două fete singură, de mici, le-a crescut singură și femeia avea un post destul de responsabilitate, avea funcții de responsabilitate și era foarte ocupată. Respectiv venea destul de târziu acasă, practic atunci când fetele erau în pat și ele, pot să zic că au crescut singure și au purtat de grijă singure, dar ea avea o regulă. Atunci când venea acasă, înainte să se dezbrace, înainte să mănânce, stătea exact 10 minute cu una dintre fete și 10 minute cu cealaltă. Da? Și weekend-urile le petreceau împreună. Dar în fiecare seară, aceste 10 minute erau sfinte, în care întreba ce au făcut, cum s-au simțit în timpul zilei. Ele le povesteau pe scurt, pentru că înțelegeau că mama este obosită, dar iar exista această comunicare foarte calmă și foarte apropiată și caldă. Și au crescut fete extraordinare. Este un exemplu din viață. Deci, nu contează. Dacă stați toată ziua cu copilul sau cu copiii și toată ziua sunteți pe nervi și trăiți emoții negative, trăiți vă gândiți mereu la problemele cu soțul sau cu soacra sau simțiți această frustrare pe care o simt foarte multe mame care stau acasă și se simt neîmplinite, nerealizate. Și toți trec prin această perioadă. Toate femeile trec prin această perioadă când se simt cumva un zero, da? Parcă crești doi copii, muncești toată ziua, ești ruptă de oboseală seara, dar nimeni nu cumva nu apreciază asta, da? Ar trebui să așteptarea tuturor este ca să nu știu ce, să mai faci și altceva. Este foarte bine când faci altceva, este foarte bine când știi să echilibrezi lucrurile, casa, copiii și carieră sau activitatea care îți place. Dar dacă nu faci asta, dacă nu ai o activitate și ești toată ziua cu copiii, dar ești pe nerv și ești supărată și iritată, atunci calitatea, dacă timpul nu este petrecut bine și de calitate, atunci nu are niciun rost. Mai bine, mai puțin. De aceea, întotdeauna zic, un copil fericit este acel care are o mamă fericită. Mama, părinții trebuie să fie împliniți, trebuie să fie liniștiți, trebuie să găsească căi și soluții pentru a fi calm și a le oferi copiilor o relație de calitate. Mulțumesc. Cu mare drag, Valeria. Deci, nu cât, ci cum. Era o întrebare foarte bună. Ce mai era foarte interesant, că sunt foarte multe. Asta tot era cu prietenii. Cum învățăm copiii? Luminița? Bună, Luminița! De ce băiatul meu de 12 ani mă întreabă pe cine iubesc mai tare, pe el sau pe fratele lui? El întreabă mereu ca și cum ar fi în glumă, dar întrebarea se repetă, deși mereu răspunsul este că îi iubesc la fel, probabil.
Luminița, eu îți recomand cartea 5 limbaje ale iubirii, pe care am recomandat-o și data trecută, nu știu dacă o am aici. Haideți să vă mai arăt o dată. Nu o găsesc, cred că acum. Cele 5 limbaje ale iubirii. Și o să vedeți că copiii au necesități diferite de dragoste și unii au percep dragostea prin grijă și le este suficient, de exemplu, pentru altcineva dragoste este să-i ții în brațe, să-i pupi, să-i le spui cuvinte drăgălașe, da, și pentru că nu, da, iar noi, iar părintele poate să perceapă cu totul altfel, să creadă că ați manifestat dragoste este să le cumperi cadouri copiilor, da? Sau să doar să-i lauzi. În schimb, ei au cu totul alte necesități și atunci copilul, tu simți că îi oferi tot ce poți, iar copilul simte că nu primește aceea de ce are nevoie. Și unui copil poți să-i oferi dragoste de care are el nevoie, iar celuilalt nu. Adică tu îi oferi aceeași dragoste, iar el o percepe diferit. Și atunci lui trebuie mereu confirmare. Îi pare că fratele lui este iubit mai mult decât el. Și te roagă să-i confirm mereu că îl iubești la fel. Vezi cartea asta că e foarte, foarte bună. Cu mare drag, cu mare drag. Așa, că ne apropiem spre sfârșit, totdeauna timpul trece foarte repede. Ultima întrebare. Cum învățăm copilul că părinții sunt egali și trebuie iubiți egal? Copiii pur și simplu îi iubim pentru că asta este natural. Pentru un părinte este firesc, instinctual să-și iubească copilul. Osho spunea, știți că mie îmi place Osho și îl citesc foarte des, Osho spunea că nicăieri în natură nu există așa o lege care să spună că copilul trebuie să-și iubească părintele. Copilul trebuie învățat să iubească pentru a crește și pentru a-și iubi proprii copii. Pe când noi le creăm această așteptare și noi ne creăm această așteptare și cumva cerem de la ei să ne iubească, da? Și suntem foarte dezamăgiți dacă nu ne iubesc. Cum nu iubești pe mamă? Și copilul minte. Chiar dacă nu simte, spune, tata, o iubesc pe mamă. Că dacă nu spune asta, atunci nu va fi acceptat. Dar să învățăm copilul să iubească egal părinții, asta e cumva un nonsens. Copilul se manifestă așa cum simte. Noi nu putem să-l condiționăm să se manifeste într-un fel sau altul. Pur și simplu, ambii părinți își iubesc copilul așa cum pot. Fiecare atât cât poate. Îi oferă atât cât poate. Și îl iubește în felul său. Acum, cum răspunde copilul, asta iarăși este alegerea lui. Este ce simte el, nu poți să-l înveți să iubească într-un anumit fel și să-i divizezi încă dragostea. 50 trebuie să-i oferi tatei, 50 trebuie să-i oferi mamei. Este foarte, cumva, este nenatural să-i ceri asta copilului. Și, cum vă ziceam, nu... Amintiți-vă de dragostea necondiționată, nu doar vorbim despre dragoste necondiționată. Haideți să o manifestăm, să învățăm ce înseamnă asta. Asta înseamnă să-ți iubești copilul, să-i oferi atâta cât vrei, atâta cât poți, fără ca să aștepți înapoi să-ți se întoarcă cu aceeași monedă. Nu așa funcționează lucrurile. Nu curge apa din mare în râu, da? Apa curge din râu în mare. Așa este fluxul natural. Părintele este mai sus, el are grijă de copil,
El își iubește copilul, copilul se duce, copilul își iubește copilul lui, are grijă de copilul lui și nu invers. Da, ne respectăm părinții, suntem recunoscători, avem grijă de ei în măsura în care putem să facem asta, dar un părinte trebuie să se gândească inclusiv și la bătrânețea sa, cum să-și o organizeze în așa fel și să facă în așa fel încât să nu depindă de copil și să sustragă de la viața lui personală și de la familia lui și de la activitățile lui pentru a-i oferi atenție părintelui. Este, nu este natural în așa fel. Da, ne iubim părinții, suntem respectuoși, dar totul trebuie să fie cu limite. Vă mulțumesc din suflet. Trebuie să ies ca să pot salva live-ul. Ne vedem săptămâna viitoare. Probabil putem să abordăm aceeași temă sau altă temă. Voi vedea câte întrebări mi-au mai rămas. Vă mulțumesc din tot suflet. Îmi pare rău că n-am răspuns la toate întrebările. Voi încerca să mai răspund și în particular. Scrieți, vă aștept feedback-urile voastre în privat, întrebările. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc o seară frumoasă alături de copiii voștri și mereu să rămâneți în conexiune și într-o legătură de dragoste cu copilul interior și cu copiii voștri, cei pe care cu siguranță iubiți foarte tare și de care sunteți iubiți foarte tare. La revedere!